Democrația creștină a României între reformă și conservatorism. Să ne putem întreba, dincolo de usurparea acestui nume ilustru pentru un partid majoritar, dacă putem vorbi despre adevărați conservatori într-o țară care a ieșit într-o jumătate de secol de comunism ca să intre în concilia a două decenii de tranziție și așa. Cred că conservatorismul e mai degrabă o atitudine decât o doctrină astăzi. Cred că doar foștii comuniști sunt adevărat conservatori, pentru că ei au un statut cu neapărat. Din punct de vedere creștin-democrat, noi vrem să conservăm cu totul altceva. Demnitatea persoanei umane. Și aici mă refer la tot ce ține de chestiunea bioeticii. Nu putem conserva, ne putem fixa ca obiectiv real mediul curat și sănătos, fără recuperație bate pe gândul guvernelor transformări tehnologice legate de un impotentic climate change, fără să se gândească nici la realitatea economiilor și nici la capacitatea culturală a societăților de a trece atât de repede la totul altceva. Pentru noi, protecția patrimoniului, care a fost majorit distrus prin ignoranță, indiferență sau interese speculative și imobiliare, criminale, mai zic să spun, timp de 20 de ani. Protecția patrimoniului românesc este indiscutabilă. Pentru noi, apărarea limbii române este o prioritate de aceste vremuri în care toate alterările și alterările posibile au invadat prin media și prin valul de barbarism introdus în practica noastră lingvistică de tot ce înseamnă spațiu public, e bine, am vrea să revenim la limba românească, pe cât posibil ferită de asemenea deteriorări. Și vă spun lucrurile astea pentru că vedem dreapta românească ca pe forța politică în stare să seteze agenda unei adevărate modernizări a statului român, unei adevărate dările și realitatea europeană, nu trebuie să fim nominal în european, trebuie să fim acolo, pentru că suntem deja aici. Trebuie să facem din acela acolo, aici. Alături de liberali, ne dorim din toate puterile un stat minimal. Nu putem tăia posturi și păstra actuala gamă de funcții ale statului. Un stat minimal înseamnă că, prin subsidiaritate, statul nu mai trebuie să fie omniprezent. E suficient să te duci la Statele Unite ca să vezi ce înseamnă un stat minimal, să vezi ce înseamnă forța pieței, să vezi ce înseamnă o țară de oameni liberi, responsabili, care își pun pe picioare de generație pe care a face și care lasă statului apărarea națională, diplomația, emiterea de monedă, ratificarea de tratate, câteva funcții. Bineînțeles că justiția.